focul puternic a distrus aproape 500 de metri pătrați de locuințe și anexe. Pompierii s-au luptat să stingă flăcările mai bine de 3 ore. În ajutor le-au sărit și sătenii pentru că incendiul părea de nestăpânit. Dacă nu scoteam butelii și cu motorina, era un dezastru, că totul a plecat la centrală. Doi frați și familiile lor locuiau în acea casă, iar într-o clădire alăturată, în aceeași curte, părinții priveau neputincioși cum munca lor de viață este mistuită de flăcări. Acoperișul și mansarda au fost complet arse. A vrut să aprindă focul la centrală, băieții să vină de la Râmnicu cu Vâlcea pentru copii și când a prins să bage focul, să dea foc acolo, a bumnit tot acolo, la centrală, că a luat foc. Operațiunea a fost una extrem de dificilă. Era un risc foarte mare, în interior am găsit foarte multe butelii, combustibil, foarte mult, canistre, butoaie cu motorină. Pompierii sunt de vină, domnule, ce să mai... Ei fără apă la incendiu. Apă e suficientă, da. Păi ce vii de la incendiu, de la asta cu 1000 de litri de apă? 5 persoane, membrii ai familiilor respective și vecini, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au făcut atac de panic. Am ajutat, dar nu sunt vecina, sunt nepoata. N-am ce să vă spun, nu pot să vă spun. Inițial, 3 autospeciale cu apă și spumă au ajuns la incendiu, dar a fost nevoie de alte 3 ca flăcările să fie potolite. Pompierii militari continuă cercetările pentru a stabili cauza izbucnirii incendiului.